Șeful Cancelariei Premierului, Dragoș Tudorache, a fost propus de premierul Dacian Cioloș să ocupe postul de ministru de interne până la finalul mandatului cabinetului. Dânsul a avut ocazia în activitatea profesională a dânsului în anii trecuți să lucreze, să colaboreze cu Ministerul de Interne. I-am cerut domnului Tudorache să se gândească în perioada următoare, în primul rând să aibă discuții cu liderii de partide politice și să explice clar ce are de gând să facă și cum intenționează să organizeze lucrurile pentru alegeri într-un mod cât mai transparent și cât mai echidistant. Dânsul nu va candida la alegeri, va rămâne până la sfârșitul mandatului, după care mi-a spus că intenționează să își vadă de treabă. Nominalizarea șefului Cancelariei Premierului vine ca urmare a demisiei lui Petre Tobă de la conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Totul după ce procurorii DNA au cerut aviz președintelui pentru începerea urmăririi penale pe numele ministrului în dosarul privind fapte de corupție la DIPI. Cioloș a mulțumit fostului ministru Petre Tobă pentru profesionalism și și-a exprimat speranța că acesta își va clarifica situația juridică cât mai repede.